Hrățu, scriitorul Ion Hrățu, care face un lucru remarcabil la cernăuți. Și nu numai. Referitor la Vasile Costelcă, Ion Hrățu și-a dedicat făcând posibil ca opera lui Vasile Costelcă să pătrundă în spațiul cultural românesc. Domnul Ion Hrățu a venit și însoțit de domnul președinte al Societății de Cultură Eminescu, de Cultură Eminescu din Cernăuți, domnul Vasile Bucu. Și domnul... să vă rog, domnule Hrățu, să veniți puțin în fața noastră. A, și un lucru esențial, de ce la Rădăuți și de ce acum, aici. Pentru că de la Rădăuți, domnul avocat Mircea Ursu a făcut posibil ca această carte să vă rămână în patrie. Plătim în majoritatea. Hristos în viață, bună seara! Dar sunt voie să vă transmit un călduros salut din partea românilor din Bucovina. Din nordul Bucovinei. Din Bucovina eliberată, între ghilimele. Facem și noi acolo ce putem, foarte modeste, pe care le avem, dar ne străduim. Anul trecut, a venit 100 de ani de la nașterea lui Vasile Costelcă și totodată 40 de ani de la trecerea lui în neființă. Deci, într-o viață de 60 de ani, acest cruciat al exilului, cum era numit de toți în străinătate, a reușit să facă foarte mult. În primul rând, a avut o viață de neinvidiat. O despărțire de familie, de soția, 27 de ani. Tot după, la aproape 30 de ani, s-a văzut alături de fiica Doina și fiul Doru, care au ajuns numai prin intervenția Senatului Statelor Unite ale Americii, că nu puteau primi din dreptul să plece să se întâlnească. În legătură cu centenarul nașterii și trecerea în neființă, am încercat să scoatem o modestă antologie. Ne gândeam cum să o numim. Au fost ba poezii exilate, ba poezii fără țară. Am ajuns la concluzia că mai bine să le numim poeme prigonite, deoarece au fost într-adevăr prigonite în țară, în Bucovina, ele n-au ajuns. Au fost publicate mai multe, în 5 culegeri de poezie în Statele Unite, diferite publicații. Am scos această antologie grație ajutorului, concursului domnului Vasile Bâncu, care merită toată lauda că, pe lângă ziarul Gazeta de Herța, scoate o
mică editură, să spunem așa, care se numește Grupul Editorial Cuvântul. Nu știu despre Vasile Postoianu, vorbi foarte mult. A părăsit locurile natale la 11 octombrie 1941. A trăit un timp ca persoană deplasată în Austria, unde își câștiga bucată de pâine prin meditații. A trecut în Germania, a fost chiar profesor de limbă română la Freiburg. A trecut în Franța, s-a înscris la Sorbona. Din motive necunoscute, de mine în orice caz, a părăsit Franța și a plecat în Canada.